Ziua a doua de jocuri individuale și-a aflat finaliștii, Zani și Elena. Iată-i, vă felicit, dragilor, și vă felicit pe toți cei care au luptat astăzi. Finaliști, așa cum spuneam, Zani și Elena se confruntă în 5 runde de această dată, la capătul cărora vom afla numele finalistului zilei, campionul zilei, practic. Cu el mergem în Consiliu și va avea dreptul să facă o nominalizare spre eliminare. Așa cum știți, iată regulile jocurilor individuale. Elena, ai învins doi băieți de la Războinici. Iată, starea de spirit arată mai bine, ai anunțat-o de la început. Urmează însă finala cu un faimos de-al tău, ultimul faimos rămas în competiție. Care-i starea de spirit? Așa cum am reușit cu doi dintre Războinici, sper și am încredere că voi reuși și cu Zani, chiar dacă el are o viteză, din punctul meu de vedere, mult mai bună decât a mea. A aruncat foarte bine, își merită locul în finală, dar nu mă voi lăsa bătută. Nu mă va dezamăgi acest lucru, se resimte un pic oboseala, dar cred că asta este plăcut în această competiție. Toată această oboseală pe care o resimt un pic, îmi dau două palme și merg cu ea înainte pentru că îmi doresc foarte tare să câștig. Iată spiritul. Zani, care e perspectiva ta? Ai ajuns în finală, iată, te-ai precalificat, ai reușit să-l învingi pe Andrei. Urmează finala cu Elena. În primul rând o felicit și pe Maria și pe Elena, pe amândouă, pentru că azi au plecat cu energie nouă și se vede diferența. Dacă nu îți mai pierzi timpul să te plângi, te uiți pe traseu, se vede diferența. Te aplau pe amândouă. Energia mea e la fel ca de fiecare dată. Azi am fost puțin mai serios, că am zis că să las gluma la o parte, că trebuie să-i rașchetăm pe Războinici. Nu o să renunț acum. Eu sunt pregătit să dau tot ce pot. Foarte bine. Iată, asta e spiritul. Vă mulțumesc, Zani, Elena. Avem finaliștii. Mergeți, vă rog, la start. 5 puncte. Trebuie să ajungă unul dintre voi primul la 5 și atunci va câștiga, practic, jocurile zilei. Să înceapă finala zilei jocurilor individuale. Ziua a doua de jocuri individuale. Baftă celor doi! Suntem în fața finalei zilei. Elena, Zani, iată, avem o finală a faimoșilor și au croit drumul până aici. Elena a intrat de 7 ori pe traseu, a învins 2 războinici. Zani l-a învins pe Andrei, a reușit să se precalifice. Iată-i unul în fața celuilalt, se înfruntă pe traseu. Sunt jocurile individuale, suntem în fața finalei zilei. Cel care va învinge va merge în Consiliul de Nominalizare și va face o nominalizare de coechipier. 3... 2, 1. Iată-i în luptă, amândoi acolo, Zani, spectaculos, ca și până acum, ce Elena forțează, ajunge la înălțime, în bazin. Iese foarte bine, Zani, iese și Elena acolo. Cel care ajunge la 5 va câștiga, practic. Aleargă acolo, foarte bine, Zani. I-a trecut de sferă, iese din sferă și Elena. Primul steag ridicat este al lui Zani, pe trasa lui se vede Survivor, se vede acum și la Elena. Primele aruncări aparțin lui Zani. Aruncă Zani, un săculeț, iată, trece de primul panou, se blochează pe al doilea, intră în coș. Nu este valabil acest săculeț aruncat, iată, de Zani și introdus. Focus, Elena! Continuă să facă aruncări, a recuperat acolo. Noi aruncări și la Elena, ratează și ea, e rândul unei noi aruncări. Ratează din nou, revine Zani cu noi săculeți. Aruncă Zani, foarte aproape a fost să introducă, trec săculeții prin primul orificiu pătrat și la Zani și la Elena s-a blocat acolo un săculeț. Este punctul de debut dintre Zani și Elena în finala zilei de astăzi. Aruncă, foarte aproape a fost acolo Zani, iată, a găsit o aruncare, un prim săculeț introdus de Elena. Trei sunt blocați pe panoul superior acolo la Elena și al doilea săculeț cade la Elena. Iată primul punct și la judecă ea în confruntarea cu Zani. 1-0 pentru Elena. M-am puternit. Am văzut, în sfera aia. M-au lăsat mușchii și am să sar.
nu mai merge. Ai văzut? Te-am zis că devine copită. Mă lasă... Te lasă zbabele, e? Da. Bine, dacă n-aș mai face sărituri și de alea și aș merge normal, ar fi mai așa. Că mergi, mă, normal. Că oricum ajungi primul. Serios. Te rog pe aiure. La 0 pentru Elena în confruntarea ei în finala zilei cu Zani. 3 2 1 Intră pe traseu. Iată, acolo este Maria cu sfaturi pentru Elena și Albert pentru Zani. Forțează acolo Elena să-l ajungă pe Zani. Primul este din bazin Zani. Forțează și Elena. Iată, se mărește distanța. Zani ajunge în sferă și se deplasează. Este o piesă acolo de formă sferică. Face deplasarea, iese pe partea cealaltă în sferă, este Elena, acum ridică steagul, primul pe traseu, au ridicat un steag cu contragreutăți, era ținut acolo steagul, care îl desfășoară practic numele Survivor, începe să arunce Zani, ca din Wallo, prima aruncare. Un prim săpuleț introdus de Zani, celălalt trebuie scos acolo, pentru că din nou a aruncat prin panoul intermediar, o aruncare ratată la Elena, o aruncare înaltă la Zani, ratează Elena, recuperează Zani. Noi săculeți, aruncăm săculeți, introdus regulamentar Zani, ratează Elena, 1-0 pentru Elena, o aruncare înaltă la Zani, ratează, încearcă să prindă Zani acolo, o cădere gravitațională, perfect, verticală, însă nu a mai făcut-o a doua oară, iată rândul Elenei, aruncă Elena, ca din oală, ratează, nu prinde săculețul aflat pe panoul inferior, aruncă Zani și fixează un săculeț pe panoul intermediar, doi săculeți plasați și blocați acolo la Zani, recuperează unul la Elena pe panoul superior. Nu aruncare la Zani, iară se blochează un săculeț acolo, ca și Elena are un săculeț pe panoul superior. Aruncare înaltă, Elena, un prim săculeț introdus și de Elena. Au amândoi câte un săculeț introdus, ratează Zani, este rândul Elenei. Aruncă Elena cu înălțime, părea că se rotește către coș acel săculeț, însă s-a oprit acolo. Aruncă Zani, iată, un alt săculeț blocat pe panoul intermediar. O nouă ratare la Zani, ratează și Elena, noi aruncarea de Elenei. Aruncă Elena, are trei săculeți blocați acolo pe panoul de sus și unul pe panoul intermediar. Unul la Zani, sunt săculeți cu nisip. Este foarte cald și atunci săculeții au o dinamică proprie. Iată, un alt săculeț aruncat și introdus de Elena înaintea lui Zani. 2-0 pentru Elena. Tragi mai mult în cutia. Prea obosit. Fug prea mult după sacii aia. Stai un pic în picioare. Deci mi-a putut. N-ai nimic, Elena? Lasă. Poți. Unde-i Ștefan? Hai, dă-mi concentrez asta. Hai, prin cuvânt. Sunt prea agitat. Știu, am văzut. Haide! Pentru Elena în confruntarea ei în finala zilei cu Zani. Iată-i, doi faimoși au ajuns până aici astăzi, în a doua zi de jocuri individuale. Ca să vedeți cât de mult s-au cimentat relațiile de luptă pe margine, Maria și Albert aleargă și susțin pe cei doi cu impulsuri, cu sfaturi, cu o energie foarte bună. Elena are 2, Zani are 0, însă cel care ajunge primul la 5 câștigă finala, iar istoria acestui joc nu este scrisă. 3 2 1 Iată, pe traseu forțează acolo Elena foarte bine aceea săritură, o săritură a tigrului, iată, o lipește și Albert, sare acolo foarte bine și Elena în bazin, cu fiecare intrare, sunt 10 intrări în acest moment pentru Elena, 6 pentru Zani, cu fiecare intrare sunt mai oțeliți concurenții noștri și iată-i,
Foarte puternică trecerea lui Zani prin sfera acolo, ridică steagul, aleargă, are nevoie de secundele acelea suplimentare. A văzut cât de redutabilă este Elena la proba de final. Prima aruncare îi aparține lui Zani. Aruncă Zani, ratează. Urlă și aleargă Elena, un prim săculeț introdus regulamentar de Zani, aruncă, Zani introduce al doilea săculeț regulamentar și ultimul de care avea nevoie până să arunce Elena. 2-1 pentru Elena, punct adus de Zani. Deci asta chiar m-am relaxat și m-am controlat. Pentru Elena, pregătiți acolo Zani și Elena, fiecare pe strada proprie, pentru a intra pe traseu. Suntem în finala jocului a doua zi de individual. 3, 2, 1. Iată, în alergare, o primă bârnă pe sub ea, aceea săritură spectaculoasă, sare acolo și Elena, iată și ea, spectaculoase urcările și coborârile, mai ales săriturile concurenților. Forțează acolo Zani, câștigă timp pe lângă spectacolul, că suntem într-un reality show și iată ce vă oferim acolo acasă. Este și un câștig de timp pe care îl fac concurenții. Au învățat să alerge optim, să se rostogolească, să sară, să-și folosească picioarele, corpul foarte bine, brațele. Iată, ajunge Zani să facă aruncări 2-1 pentru Elena. Cel care ajunge primul la 5 va câștiga o prima aruncare. Se blochează acolo un săculeț pe panoul intermediar la Zani. Aruncă și Elena, un prim săculeț introdus de Elena, introduce și Zani cu bătaie, un prim săculeț. Iată, aruncă și ratează acolo. Elena este rândul lui Zani cu înălțime bună acolo. Ratează Zani, este rândul Elenei. Aruncă Elena, nu suficient de puternic. Se fixează săculețul la Zani, cade la Elena, însă nu în coșul de la sol. Recuperează acolo în viteză amândoi săculeți, tensiune și intensitate. Iată, pe proba de final, Zani foarte aproape să introducă un săculeț, însă a ratat acolo, ratează. Se fixează și la Elena, săculețul nu coboară. O cădere, iată, cade la Elena, 3-1 pentru ea. Reușește punctul. N-am mai forțat acum deloc să mă ridic pe ăla. Te ridica pe ăla de sus. Ce? Te ridica pe ăla de sus, tot te ridica. Mereu m-a ridicat pe ăla. Dar încearcă pe ăla altul mai de jos, dacă nu mai ai fost. Cu unul mai jos. Nu știu cum să mai strig la tine. Nu știu ce sper că acolo s-a văzut faza aia. Da? M-am dus un pic cu frică. Da. Am nisip. Nu am apă. Îmi dați, vă rog, puțin apă? Da, ok. Fuga aia după săculeț, mă moară vere. Încearcă să vii relaxat. Din prima tură de alea 3 să baci unul măcar. Nu, că relaxat sunt, că am băgat unul din primul. Mai rău ca palet. Dar fuga după șoculețe. Te omoară. Aia îmi dă capac, că până acolo am ajuns la asta am energie. Dacă îmi văd că trece pe lângă și nu-i dă. Dacă ai venit aici la final și ai respirat un pic mai mult și ai lăsat un pic mai mult, colpul niște în față. Am zis așa. Gata? Ha. Hai. Ia punct acum. Mamă, ce senzație.
3-1 pentru Elena în confruntarea ei cu Zani. Ambiție, hotărâre, determinare. Iată ce finaluri iese Elenei. Dar nici Zani nu o lasă, cum se spune. E care pe care în faza individualelor. 3, 2, 1. Aleargă amândoi. Singurii faimoși rămași în competiție sunt și cei care vin de la linia de start. Vă dați seama ce realizare de proporții. Elena și Zani de 6 luni în jungla din Dominicană. Zeci și zeci de interacțiuni cu războinicii de-a lungul timpului și acum, iată, unii cu alții, Elena și Zani, are 3 puncte în fața lui Zani, Elena are 1 punct, Zani e cel care ajunge într-o proba de final, ridică steagul și va ajunge, el este Zani, ajunge acolo și Elena, iată, în săritură, pe pantă, prima aruncare aparține lui Zani, un săculeț aruncat, soare torit în Dominicană, ca de obicei, iată, mai joacă și el un rol extrem de important, respiră acolo, zeci de intrări pe teren, pe trasee, aruncă și ratează, a ratat acolo Elena, a căzut săculețul foarte aproape de coș, însă nu în coș, recuperează noi săculeți cu impulsul de pe margine. Iată, un prim săculeț introdus de Elena, mai are nevoie de încă unul, aruncă Zani și ratează, încearcă să găsească acolo cu aruncări ca din oală, traiectoria. Și un alt săculeț cade la Elena acolo, cu manta, cum se spune ca la biliard, 4-1 pentru Elena. Am corpul mare. Nu mai pot nici tu. E ok, e ok, mai mult de emoții. Avem jumate-jumate, Mării, tu să știi. Deci chiar e jumate-jumate. Poate are ură, cum ești. Da, mă trebuie speech-ul meu de la cipul. Ce-am vorbit azi, că suntem... Finala zilei a doua de jocuri individuale, iată, între Elena și Zani. Elena are 4, Zani are 1. Cine ajunge primul la 5, după cum știți de ieri, câștigă ziua, este campionul zilei. Ar putea fi Elena dacă câștigă această rundă. Sau Zani poate să rămână în joc, cum spunem de fiecare dată, îi ține pe faimoși în joc. Ei bine, se ține pe el în joc, pentru că suntem în faza jocurilor individuale. 4-1 pentru Elena. Pregătiți? 3, 2, 1... Energie la cote uriașe în Dominicană. Ați auzit urletul de luptă al Elenei pe margine. E la suport acolo Maria Albert pentru Zani. Iată cum s-au cimentat relațiile de luptă. Suntem într-o osmoză, practic. 6 supraviețuitori au rămas și 4-1 pentru Elena în ziua a doua de jocuri individuale. Iată pe Zani, trece de sferă. Ridică acolo steagul, o altă simbolistică a jocului de astăzi. Steagul de la Survivor se ridică. A ridicat și Elena în urma lui Zani. Pregătește Zani o primă aruncare. Iată, cade acolo un săculeț.
pe panoul intermediar, nu coboară mai departe, începe să arunce și Elena, se fixează și la ea pe panoul superior. Vremea dominicană, uitați-vă, cum putea să fie altfel, de la soare incandescent și torit, iată, începe să plouă, plouă mărunt la rafală, începe să arunce și din nou Elena acolo, iată un săculeț, a căzut foarte aproape de rama coșului. Își recuperează acolo săculeți. Aruncă, Zani ratează, aruncă lung și Elena, un prim săculeț introdus de Elena, iată, ies finalurile. I-am vins pe Albert și pe Marius acolo, este la 4-1 cu Zani în finala zilei, a doua de jocuri individuale, ratează Elena. Aruncă în alt Zani, un prim săculeț introdus și de Zani, ratează pentru al doilea. Revine Elena, eforturi extraordinare duse la paroxism, respiră acolo cei doi foarte bine, ratează Zani, ratează și Elena, un alt săculeț aruncat și ratat de Zani, ratează din nou Elena, revine cu noi săculeți, Zani! Un săculeț aruncă ca din oală, Zani cu înălțime, iată, foarte aproape a fost Elena, era sigură că o să cadă acel săculeț, însă pe rama panoului inferior aruncă din nou, cât un săculeț introdus au fiecare, ratează Elena, ratează Zani, cu o mână aruncă acolo Zani, însă n-a reușit, s-a fixat acolo un săculeț, recuperează de pe panoul superior, revine acolo, auziți strigătele de luptă are Elenei, sunt eliberări de energie. Aruncă și ratează și Zani și Elena, iată, introduce Elena al doilea și ultimul săculeț, câștigă ziua, campioana zilei este Elena, 5-1 cu Zani. Hai să o luăm de la cap. Hai de sus, power. Vrei apă? Bravo. Nu mi-ai de zis. La tine îmbrățișare. Da? Cum a zis-o? Pasă de amă. Limpede ca lumina zilei de vară dominicană, avem numele celui de-al doilea campion al jocurilor individuale. Este vorba despre Elena! În aplauzele noastre, toți, iată, cu relațiile de luptă, așa cum am spus de-a lungul comentariilor, relațiile de luptă cimentate de-a lungul lunilor de Survivor. Pentru Elena a alergat pe margine Maria, pentru Zani Albert. Ați fost unii pentru alții acolo, însă unul singur, una singură în cazul zilei de astăzi, este campioana zilei și vorbim cu Elena. Elena, iată, 5-1 în ultima întâlnire cu Zani. Ai trecut de Albert, ai trecut de Marius, ai trecut de Zani și iată-te în postura de campioană a zilei. Cu ce sentimente primești, iată, această împlinire, această încununare a zilei? Este cea mai frumoasă oboseală de până acum.
este cea mai dulce victorie. Este atât meritul meu cât și meritul Mariei. Este meritul amândurora, pentru că m-a ajutat, pentru că m-a susținut, pentru că a fost important. Mi-am dorit asta. Am plecat cu acest gând încă de dimineață și visul de a câștiga astăzi s-a îndeplinit. Vreau să am aceeași energie și mâine. Îmi doresc, exact așa cum am spus, să câștig măcar o dată acel totem și mâine mai am o șansă. Cu această ocazie, dacă mâine voi avea această zi, mă voi salva și va fi foarte important pentru mine. Suntem în ultima perioadă a competiției și vreau să dau tot ceea ce este mai bun. Am înțeles, Elena. Încă o dată, felicitări. Mulțumesc. Celălalt finalist este Zani. Zani remarcase forma Elenei încă de mai devreme. A văzut puterea de a se concentra. Zani, iată, ai pierdut în fața Elenei. Cum se întâmplă? Ați fost doi faimoși. Poate asta să fie așa, dacă vrem să ne uităm la situație. Doi faimoși ați jucat finala zilei. Cu ce sentimente încheiem acest meci? Am venit azi râzând aici. Am câștigat prima probă. Și acum sunt fix în opus, în extrema cealaltă. Am obosit rău de tot. Am încercat să dau 100% de fiecare dată pe traseu. Dar finalul mi-a dat cu virgulă și mie și ne-a bătut Elena pe toți. Nu sunt familiarizat cu această tehnică. Nu s-a lipit de mine. Ne-a terfelit Elena. Este prima oară când Elena îmi dă... Acum aveam să o formulez. Este a nu știu câta oară când Elena mi-o dă la temelie psihic, dar de data asta e pe sportiv. Da, îmi tremură spatele, picioarele. N-am fost bun, n-am fost nici pe aproape să câștig acest joc. Uite, mi-a revenit zâmbetul pe buze că nu fac înmormântare acum din această înfrângere. O să existe și altă zi pentru mine și dacă nu, asta e. Mulțumesc, Zani. Maria, pe traseu, când făceai proba, n-a fost să fie, ai pierdut. Însă, pe lângă traseu, ai susținut-o pe Elena, ai fost acolo cu sfaturi, cu impulsuri. Cum ai simțit această zi de jocuri individuale? Nu mă pot opri din râs. Pentru că nu i-am văzut niciodată pe băieți în felul ăsta. Nu știu ce să spun, dar am avut toată încrederea în Elena de când am ajuns în această competiție și am iubit-o cum am văzut-o, chiar dacă eram din echipe diferite. Sunt foarte mândră de ea și așa cum alte dăți eu reușeam să aduc victorii, de data asta când Elena era considerată cea mai slabă concurentă din acest concurs, a reușit să îi jumuie pe toți. Bravo, Elena! Mulțumesc, Maria! Cu drag! Mulțumesc, Maria! Marius, ieri încheiam numindu-te campionul zilei. Iată, ăsta este Survivor, răsturnări de situație, de proporții, după eforturi colosale. Veniți acum cu interacțiuni extrem de rapide. Elena este campioana zilei, tu ai fost ieri. Cum simți ziua ta de astăzi, care n-a mai fost la același nivel? Te-a bătut, practic, la zero. La zero. Elena. Bună ziua, domnul. Da, dacă ieri câștigam și am fost campionul zilei, astăzi n-am fost nici măcar pe aproape. Am fost praf, am fost varză. Nici nu-mi pare rău, pentru că Elena a fost foarte bună, a demonstrat că se poate, ne-a bătut pe toți. O felicit, sincer, a meritat. N-am niciun sentiment că am pierdut, până la urmă poate fi oricând răsturnare de situație. Suntem la Survivor, am spus și ieri în ceremonie că nu subestimez pe nimeni, pentru că oricând se poate întâmpla orice. Mai este încă o zi în care putem să vedem exact care dintre noi își adjudecă colanul sau dacă oricare dintre cei care, care au câștigat ieri și azi poate să... primească, de fapt, poate doar să nominalizeze și nimeni să nu primească colanul. A fost o zi frumoasă, o zi mai puțin obositoare probabil decât ieri, pentru că n-am mai reușit să intrăm de atât de multe ori. Vedem ce mai avem și mâine și încă o felicit pe Elena și pe toți care au luptat astăzi. Așa și eu, Marius, vreau să vă felicit pe toți. 6, repet, sunt interacțiuni întinse de-a lungul unor luni de competiție de Survivor, care acum devin mult mai rapide în contextul jocurilor individuale. Încă o dată reiterăm, campioana zilei este Elena. Ieri, din primele jocuri individuale, avem numele lui Marius. Cu voi acolo acasă ne revedem cu toți împreună cu cei 6 supraviețuitori la următorul moment de la Survivor, al doilea consiliu de nominalizare din perioada, din etapa jocurilor individuale, acolo unde Elena va face o nominalizare.
Toate acestea pe mai târziu. Vă spunem tuturor, pe curând! Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.